bine. Starea de bine este acest program care prin Kaufland România reușește să ne finanțeze activitățile pe care le facem noi aici. Ca să începem, vreau să vă zic că sunt alături de noi și fetele de la București care ne susțin. Este și Kaufland România aici, prin Cati, și sunt și fetele de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, care de fapt coordonează acest program în stare de bine. Și ca să ne spună mai multe despre acest program, o invit pe Laura Cireașă, care este coordonatorul programului, să vă spună ce facem în Valea Jiului, dar de fapt ce fac ei în toată țara prin programul Stare de Bine. Mulțumim mult! Mersi frumos, Adina. Cred că e în astea trei zile am vorbit pentru tot anul despre în stare de bine, dar e cumva cea mai faină senzație să vorbești în fața unei comunități care se implică. Eu sunt Laura, sunt parte din echipa FDSC. Noi coordonăm acest program în stare de bine și am preluat de la partenerii, sponsorii, prietenii, cum să le spunem noștri, de la Kaufland acest motto care se cheamă implicarea face diferența. Și ce vedem noi aici în comunitate e fix acest lucru, că o mână de oameni implicați pot să schimbe, după cum se vede, o bucățică din locul în care voi trăiți. Nu o să vreau să vorbesc mult. Noi la În stare de bine, asta vrem să vedem, activități în comunitate, oameni care vin împreună și care încearcă să schimbe puțin câte puțin locurile în care trăiesc, astfel încât să poată să trăiască o viață cât mai bună aici. Și ceea ce fac prietenii noștri de la Valea Jiului Society e fix asta, să adune comunități împreună și să pună acolo un punctuleț în marea asta de inițiative bune care se întâmplă aici. Mersi frumos, Adina, și vă las să urmăriți programul. Mulțumim mult de tot, Laura, și mulțumim tuturor fetelor care sunt de la București aici alături de noi. Unii dintre voi ați fost cu siguranță și ieri la Lupeni. Ia să văd, e cineva de aici care a fost ieri la Lupeni? Așa, și ne-ați mai ajutat și săptămâna aceasta la Mina Petrila, unde am lansat Planning Globe. A fost cineva când am lansat Planning Globe și când am lucrat la el? Să vedem. Ce facem noi în Valea Jiului? Proiectul se numește Comunități Vibrante în Valea Jiului și încercăm, am ales trei comunități. Aceasta este comunitatea din Petroșan, cartierul vostru. Mai avem o comunitate în Lupeni și una în Vulcan și încercăm cu ajutorul vostru al comunității să amenajăm aceste spații pentru voi. Și de asta vă rugăm să aveți grijă de ele, pentru că împreună vrem să desfășurăm mai multe activități, tot pentru voi cei de aici, și după aceea vrem ca voi să organizați activități și să ne invitați și pe noi când le organizați. Pe lângă Planiglobul de la Planeta Petrila, vedeți că aici în cartierul vostru, după ce am discutat de fapt cu voi, mi-ați spus că vreți și teren de fotbal, teren de sport. Am încercat să improvizăm un mini teren, a vorbit și la primărie și o să vă facă și ei, au promis că vă fac anul viitor un teren de sport. O să fie pe parcurs, o să vă spun ce urmează și o să vedeți activitățile la care au participat copiii de aici, din comunitatea voastră, dar pentru că noi vrem să aflăm cât mai multe și am vrut să cunoaștem cartierul cât mai bine, l-am rugat pe Viorel Stroie, pe care cred că deja îl cunoașteți, că a lucrat toată perioada asta aici cu voi în Părculeț, să ne spună povestea cartierului, să ne spună despre, foarte scurt, să ne spună despre cartierul Bosnia. Mulțumim mult, Viorel! Și Viorel, pe lângă asta o să ne povestească și ce a lucrat aici împreună cu voi, să inaugurăm și această lucrare pe care stăm acum și care este în spatele nostru. Mulțumim mult, Vio! Și eu îți mulțumesc, Adina. Eu notasem câteva date, dar cred că nu sunt importante, doar de cărbunele prin importanța și multitudinea utilizărilor sale de când a început exploatarea, pentru că colonia Bosnia e strict legată de exploatarea cărbunelui din Petrila. Deci, mai trecem. Și am să încep așa. Primele construcții de locuințe au început la Petrila și Petroșani, odată cu aducerea primilor muncitori.
La Petrila, la primul grup de case de locuit au fost ridicate în imediată apropierea galeriei Deac, dacă știe cineva. Știe cineva unde e galeria Deac? La mine, la Petrila. Perfect. Formată din câteva case. Se mai trecem. În colonia Bosnia, situată în Tefero și Petroșani, au fost construite două clădiri, parter plus etaj, după cum le vedem, în stânga dumneavoastră, fiecare pentru 20 de familii. Am o întrebare, sunt 20 de familii în fiecare bloc? Sau 20 de apartamente, cum erau înainte? Deci s-au mai modificat, deci între timp s-au schimbat. Deci se construiește colonia Bosnia pentru etnicii sârbi din Bosnia. Să știți că de aici vine denumirea de Bosnia. De la etnicii, deci au fost adus sârbi din Bosnia. Atunci era o diferență între Serbia și Bosnia, ca și acum de altfel. Și de-aia a rămas bosniaci, deci sârbii bosniaci. De acolo să știți că de acolo vine denumirea de Bosnia. Colonia construită a avut la început 8 rânduri de case din cărămidă. Cine din Bosnia de la casele de cărămidă? Întrebarea mea, mai sunt 8 rânduri de case? Nu mai sunt, așa e. Deci, să știți că la început așa a fost. 8 rânduri de case, având fiecare 2 apartamente, care la rândul lor asigurau minimul de confort, fiind formate dintr-o cameră, o bucătărie și o cămară. Exact cum erau toate casele de colonie construite prin anii 1900. În fața fiecărei case se găseau boxele pentru cărbuni, că se încălzea doar numai cărbuni, cotețe pentru animale și, bineînțeles, WC-urile care erau latrine atunci. Acum, cum sunt, doamna? Cum sunt WC-urile? Cum le aveți acolo? WC-urile, cum sunt? Tot afară. Deci nu prea s-a schimbat în 100 și ceva de ani, nu prea s-a schimbat. Nu era apă curentă, apa se căra de la cișmele sau din fântâni, mai jos lângă calea ferată îngustă, care nu mai este aici pe șoseaua de centură, era fosta cale ferată îngustă, care făcea legătura dintre Petroșani Est și Petrila. Acolo erau construite bărăci de lemn care nu mai sunt, s-au demolat. S-au construit și case mai mari de către oamenii care aveau o situație materială care să le permită acest lucru. La început locuiau în acest cartier aproximativ 50 de familii. Nu avem o evidență cât ar fi astăzi, cred că mult mai mult de 50 de familii. Corect. În anii 50-60, o parte a coloniei se numea Progresul Nou. Aș vrea tot aici cu dumneavoastră să-mi spuneți dacă știți din părinții dumneavoastră sau bunici, sau dacă așa se numeau, că eu am luat niște mărturii de la octogenara Uța. Deci, se numea Progresul Nou, iar alta Progresul Vechi. În acea perioadă funcționa și telefericul. Funicularul, nu teleferic, funicularul de cărbune de la Aninoasa la preparația Petrila. Distracțiile se făceau în casele locuitorilor, nu existau cămine culturale sau alte clădiri pentru astfel de evenimente, ca și acum ce încercăm noi să facem, va fi un eveniment. Școala funcționa la capacitate maximă, având program și dimineața și după amiaza, deoarece erau foarte mulți copii, fiecare familie având minim 2 copii. Actuala școală de jos, care e jumătate ăsta pentru bătrâni. Cămin de bătrâni, da. Toți acești copii colindau dealurile în lung și în larg, jucându-se împreună în aer liber, neavând alte locuri de joacă. După anii 60, așa cum ne povestește octogenara Uța, s-a înființat într-una dintre case un sediu UTC, noutate, unde joia și duminica se organizau serate culturale, iar tinerii uteciști se bucurau de muzică, poezie și dans. În acea perioadă toată lumea avea un loc de muncă la mina Petrila și preparația Petrila și toți se cunoșteau între ei, nu aveau televizoare, dar stăteau afară pe bancă și discutau vrute și nevrute, având prea puțin timp liber, iar copiii se jucau împreună până seara târziu, având o copilărie fericită, ceea ce vă dorim și noi.
după puterile noastre să facem. Mulțumesc! Mulțumim mult, Vio! Așa cum spunea Vio, da. Și mai rugați să spun și despre construcția de față. Da, noi ne-am chinuit și am încercat să o aducem cât de cât la culorile copilăriei, culorile bucuriei. Dacă vreți să rămână așa, depinde de voi. Să o păstrați, pentru că noi vrem să facem evenimente, poate nu chiar așa, dar mai multe în zona asta. Și dacă va fi distrusă, demolată sau ruptă sau spartă, bineînțeles că nu se mai putem face. Vă mulțumim! Mulțumim mult, Viorel! Avem grijă de ce am făcut acum, hai să vedem. Avem grijă. Promiteți, da? Le lăsăm aici sau le luăm și le aducem doar la evenimente? Aveți grijă de ele, pentru că dacă le lăsăm aici și dispar, după aia noi nu o să mai putem să le mai facem iarăși. Să le luăm? Haideți! Haideți să încercăm, cum să facem, că pentru voi le lăsăm aici, să se bucure copiii. Ei ne-au zis că nu au unde să se joace și încercăm să le facem să fie frumoase pentru ei. Dar discutăm împreună până la finalul evenimentului și ne spuneți dacă să le luăm sau nu. Sau lăsăm o parte și aveți grijă de ele și dacă aveți grijă de ele, facem și mai multe și facem în mai multe părți de aici din cartier, ok? Bun, programul de astăzi. O să avem o surpriză. De fapt, unii deja știți și așteptați o surpriză făcută de copii de aici din comunitate. O să avem diverse activități și ateliere de creație cu copiii aici. O să avem și un joc de fotbal, pentru că ne-ați spus mult că vreți cât mai mult sport aici și vreți, vă place mult să jucați fotbal. Și o să avem și un prânz comunitar. Asociația Copii pentru Viitor se ocupă de asta. Și ce vrem, de fapt, e să ne simțim bine împreună, să fim în stare de bine cu toții astăzi aici. După aceea, după ce terminăm evenimentele de aici, o să mergem la Mina Petrila să facem o vizită acolo, unde o parte dintre voi ați fost când am lucrat la Planet Glob, dar poate că nu ați vizitat tot ce e acum la Mina Petrila și cel puțin cei mai tineri, că poate părinții voștri au lucrat, așa cum zicea Viorel, dar poate vreți și voi să vedeți unde au lucrat ei, părinții, bunicii voștri, și să vedeți Mina Petrila, de fapt, e a voastră, e aici aproape și vrem să fie un alt spațiu în care voi să vă petreceți timpul liber și să aduceți și pe alții să o viziteze. Vreau să-l invit acum pe actorul Ștefan Hodnog, care, de fapt, pe amândoi actorii care au lucrat perioada aceasta cu copiii, au lucrat și cu copiii din cartierul Ștefan din Lupeni. Voi ne prezentați următoarea piesă de teatru și după aceea vor urma și copiii din Vulcan. Sperăm să vă și întâlniți, o să-i aducem și pe ei aici și vă ducem, ați și fost o parte dintre voi și voi acolo. Și vă mulțumim mult de tot pentru că v-ați implicat zilele acestea. Mulțumesc mult! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim! Nu o să vorbim la microfon, sper că ne aude toată lumea. Vă mulțumim că sunteți într-un număr măricel și că ați venit să vă susțineți copiii, elevii. Eu sunt Alexandra Pribeagu. Și eu sunt Ștefan Hodnog. Suntem actori, pedagogi, art-terapeuți și iubim să lucrăm cu copiii. Am lucrat o săptămână. Ce o să vedeți astăzi este un proces de lucru. Este rezultatul acestei săptămâni. Tot ceea ce vedeți sunt momente propuse de copii. Personajele pe care le creează sunt propuse de ei. Poveștile au plecat tot de la ei. Așa că vreau să îi susținem și să le fim alături. A fost o săptămână în care am lucrat în echipă, am învățat să fim o echipă, am fost creativi, spontani, ne-am jucat cu imaginația și eu sunt mândră de ei, sper să fiți și voi după ce îi veți vedea. Așa că îndemnul nostru este să fiți generoși cu ei și să-i susțineți. Mai ales că sunt la prima lor experiență. O să vă rog să facem împreună un exercițiu. Mâna mea o să fie un aplauzometru, așa că în momentul în care mâna este sus, vreau ca aplauzele dumneavoastră să fie furtunoase și în momentul în care este jos, să vă opriți din a aplauda. Haideți să încercăm!
Tito mano, Pepeto, Tito mano, Tito Peto, Tito mano, Pepeto, Tito sh. Peto, Tito mano, Pepeto, Tito mano, Tito Peto, Tito mano, Pepeto, Tito sh. Peto, Tito mano, Pepeto, Tito mano, Tito Peto, Tito mano, Pepeto, Tito sh. Bună ziua! Mă numesc Gabi și îmi place basketul. Mă numesc Manu și îmi place să alerg. Mă numesc Sorina și îmi place să desenez. Hai, găbiță, găbiță. Mă numesc Gabi și îmi place să cânt. Mă numesc Cristiana și îmi place să dansez. Mă numesc Răzvan și îmi place să pictez. Mă numesc Claudia și îmi place să dansez. Mă numesc Denis și îmi place să mă mișc. Mă numesc Adela și îmi place să fac groata țiganului. Mă numesc Steffi și îmi place să desenez. Mă numesc Raisa și îmi place să fac lupte libere. Mă numesc Timi și îmi place să fac origami. Pe mine mă cheamă Pepu și îmi place să stau în mâini. Bine, Pepu. Hai, Gabi mic! Raisa! Denis! Statuia copiilor de la cutremurul din Bosnia! Cristiana! Claudia! Timi! Statuia minerilor prinși în explozie! Sorina! Statuia minerilor la extrasul de cărbune! Pepi! Răzvan! Claudia! Adela! Gabi mic! Statuia fericirii din Bosnia! În continuare veți vedea tabloul furtului de mașini din Bosnia. Eu sunt mașina. Hai, Steffi, hai, e foarte bine. Eu sunt ușa mașinii. Bine. Eu sunt bagajul mașinii. Eu sunt hoțul. Eu sunt celălalt hoț. Eu sunt poliția. Eu sunt celălalt polițist. Eu sunt proprietarea mașinii. Eu sunt detectivul. Eu sunt femeia care privește acțiunea. Eu sunt omul care filmează. Eu sunt celălalt om care filmează. Eu sunt camera de filmat.
eu sunt celălalt șezlong. Eu sunt omul care stă pe șezlong. Eu sunt celălalt om care stă pe șezlong. Eu sunt umbrela. Eu sunt nisipul. Eu sunt cealaltă umbrelă. Eu sunt valurile. Eu sunt celălalt val. Eu sunt copilul care face castel de nisip. Eu sunt celălalt copil care face castel de nisip. Bravo, Pepi! Eu sunt un delfin! În continuare vom vedea tabloul furtului de fier din Bosnia. Eu sunt fierul. Eu sunt celălalt fier. Eu sunt hoțul. Eu sunt celălalt hoț. E bine, e bine, hai. Eu sunt omul care încarcă. Eu sunt omul care stă de șase. Eu sunt sufișul. Eu sunt un bolovan. Eu sunt un câine. Eu sunt celălalt câine. 6-6. 6-6. Mașinăria extracției de cărbune. Eu sunt minerul care sparge cărbunele. Eu sunt minerul care ia cărbunii și îi pune pe bandă. Poc. Eu sunt banda. Poc. Eu sunt minerul care ia cărbunii și pune la spălat. Poc. Eu sunt cea care spală cărbunii. Poc. Eu sunt minerul care pune cărbunii în sac. Poc. Eu sunt minerul care pune saci în vagon. Poc. Eu sunt vagonul. Poc. 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 Accelerăm 50%. Poc. 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 80%. Dum, poc, dum, poc, 100%. Dum, poc, dum, poc, poc. Cu încetinitorul. Pong. Poc. Pong. Dum, poc. Dum, poc. Ne oprim ușor. Cu spatele. Poc. Poc. 50%. Poc. 80%. Poc. 100%. Poc. 500%. 1000%. Poc. Oh.
teatral. Vă mulțumim foarte mult. Stați un pic, mai voiam să spun ceva, am uitat. Unu, vă mulțumesc din suflet. Și noi. Și noi. Doi, miercuri este ziua colegei mele Alexandra, așa că v-aș ruga frumos să-i cântăm la mulți ani. Ce spuneți? Da! Doi, trei și... Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Da, mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască? Da, mulți ani! Alexandra să trăiască! Alexandra să trăiască! Da, mulți ani! Vă mulțumim foarte mult! Felicitări, copii, superbi ați fost, ne-ați super impresionat, bravo, felicitări, felicitări și Alexandra și Ștefan. Bravo, bravo. Super, bravo. Ce drăguț, v-a plăcut? Da! Foarte frumos. Stați aici, stați aici. Felicitări. Vreau să, trebuie neapărat să le mulțumesc și eu, colegilor mei. Ok. Cred că mai trebuie să cântați o dată. Da. Aoleu. Da. Și eu l-aș chema și pe Mihai aici alături de Alexandra să sufle împreună în tort. Pentru că, de fapt, urmează și ziua colegului nostru Mihai Danciu la mulți ani. Avem două, de fapt. Hai, Mihai, aici. Și vreau să-i mulțumesc lui Mihai pentru tot ajutorul. Îl cunoașteți, probabil, majoritatea. Muncește extraordinar cât 100. Îți mulțumim mult de tot. La mulți ani, bravo! Felicitări! Și pentru că voi doi puteți să rămâneți aici cu mine, împreună cu Anca și cu Mihai, coordonăm proiectul acesta a comunității vibrante în Valea Jiului și personal vreau să le mulțumesc foarte tare, poate tot eu apar în față, dar Anca este cea care lucrează cu voi cel mai mult, iar Mihai este cel care le rezolvă pe toate atunci când intrăm în orice fel de încurcătură. Mihai găsește imediat soluția. Vă mulțumesc mult de tot și haideți să-i mai aplaudăm o dată pe Anca și pe Mihai. Mulțumesc! Așadar, ce facem acum? O să începem atelierul, cine vrea să participe la atelierul de creație, apoi cei care vor să participe la jocul de fotbal, vă invităm să jucați și în paralel face Mihai echipa. Da. Ne strângem aici.